sărbătoare astăzi în Republica Moldova împlinește 31 de ani de la proclamarea independenței. Evenimentul a început cu depuneri de flori aici la Chișinău de către conducerea Republicii Moldova, la monumentul Maica Îndurerată, dar și la monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Ulterior, toți s-au îndreptat aici în piața Marea Adunării Naționale, iar președintele Republicii Moldova a susținut un discurs emoționant. Președintele a vorbit despre democrație, despre libertate, despre parcursul pe care l-a avut Republica Moldova în cei 31 de ani de independență. Un destin destul de dificil, dar împreună, prin unitate, așa cum a declarat și președintele Republicii Moldova, vom reuși să mergem spre acel deziderat. Mai exact este vorba despre integrarea în Uniunea Europeană. Iar decizia din 23 iunie este un pas real pentru integrarea țării noastre în UE. Președintele a vorbit și despre pace și libertate în contextul războiului din Ucraina. I-a menționat că începem să apreciem cu adevărat pacea și libertatea doar atunci când le pierdem. Ulterior, președintele a coborât de pe scenă și a fost înconjurat de toți cei prezenți aici la eveniment. Trebuie să precizăm că la eveniment este prezent între cabinetul de miniștri, între corpul diplomatic acreditat la Chișinău, dar și veteranii războiului de pe Nistru care au apărat cu sânge independența Republicii Moldova în anul 1992. Chiar în aceste clipe are loc un concert în care sunt interpretate compozițiile celor doi mari compozitori români, George Enescu și Eugen Doga. Evenimentul se va încheia cu un concert al lui Cristian de Teodorovici, feciorul marilor patrioti și cei care au cântat suveranitatea până la sfârșitul vieții lor, Doina și Ion al de Teodorovici. Pe scenă vor urca și formația Ștop și Zduc și frații Advacov, care au dus Republica Moldova în toată lumea. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!